Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod ceva mai... Nu mai special, dar vreau să vorbesc despre YouTube-ul cum a avansat. După părerea mea, YouTube-ul a avansat foarte nasol. De ce zic foarte nasol? Prin simplu fapt că tu ca abonat la nu știu, la orice YouTuber, tu ai pretenția să îți apară aici abonamentele, da? Eu pe contul ăsta sunt abonat doar la Luțu Răzan, că cu el mai vorbesc una alta, doar când am niște probleme de live sau una alta, ar întreb, bă, ce nu merge, și el mă ajută. Da, să trecem pe și asta. De ce căcat nu-mi bagă abonamentele? Pentru că și de asta noi avem, adică noi YouTuberii avem vizualizări foarte, foarte mici. Câteodată vine câte unul mai și mai greu și zice, bă, tu ai 3000 de abonați și faci decât 70 de vizualizări pe videoclip. Păi normal, frate, că uite și tu ce-am recomandat YouTube-ul. Și eu nu m-am uitat în viața mea la GTA Workshop sau la Tech Deer sau la păstă sau la asta. Nu m-am uitat în viața mea la un video urcat de ei. De ce mi le bagă pe gât? Vreau să aflu, de ce? Da, la asta m-am uitat. Da, uite, la asta nu m-am uitat. Da, la asta m-am uitat. Tot ce vedeți aici m-am uitat. Dar ce-s cu asta, tata? Cu asta? Da, bine, aici m-am uitat că am vrut să văd ceva. Dar de ce mi le bagă pe gât Digital Foam 3? Căcatul ăsta, uite, la Mafia Finit, nu mă uit. Dar de ce mi le bagă pe aici? Habar n-am. Uite, să mă intru pe contul fără meu. Contul ăsta l-am făcut eu dintr-o porcărie, n-am nimic pe el. Da, și hai să ne uităm la cine este abonat Vărmiu. De ce nu ești abonat la Trap Nation, la History, la Cel Nation, bla bla bla. Să vedem. Da. Spuneți și mie de ce mi le bagă mie pe gât pe Chris Tagman sau pe Jeremy Jones sau nu știu, YouTube-ul asta nu-mi place mie, că în loc să te ajute să crești tu cu canalul tău, să apară la abonați. Uite, bă, că eu m-am abonat, de exemplu, la cel mai mare YouTuber din România, care parcă el e Rafael, nu? Cel mai mare YouTuber din România. Parcă, dar nici nu știu, pentru că nu prea urmăresc, pentru că nu am timp. Eu dedic foarte mult timp în YouTube-ului. Dar de ce nu-mi bagă mie doar abonamentele aici? Mie îmi bagă orice vrea YouTube-ul. Adică nu-mi recomandă abonamentele mele. Îmi recomandă muzică, îmi recomandă plăci video, îmi recomandă... Nu știu. Păi așa din afară. Dar abonamentele tu... Nu, tata, nu le... Vedeți voi pe undeva aici abonamente? Că eu nu văd. Singura sursă unde puteți vedea ce a postat un YouTuber, adică YouTuberul vostru preferat, sau dacă sunteți abonat mai multe canale, dați aici abonamente.
Dacă n-aveți asta și nu vă apare linia asta, pur și simplu dați pe astea trei linii și vă apar și vă apare acasă canalul meu, tendințe, abonamente și așa mai departe. Dați pe abonamentele mele ca să voi, dacă sunteți abonați la mai mulți youtuberi, aici vă apare tot ce a postat youtuberul respectiv în ziua aceea. Asta, dacă dăm așa mai jos, apar numai abonamente, numai ce a postat youtuberul respectiv sau youtuberii respectiv, da? Păi ce să mai am? Ce mai am eu de zis? Eu nu mai am nimic de spus. Am observat de foarte mult timp asta și sincer să fiu, nu prea îmi place. Nu prea îmi place cum evoluează YouTube-ul. Hai să vă arăt cum mă puteți vedea. Stai. Așa. Da, gata, mi-am pierdut ideea, dar am recuperat-o. Uite să ziceți că voi vreți să fiți abonați la micul gigant, adică la mine, să vedeți fiecare videoclip. Sau nu știu, la orice altă topă, dar eu dau exemplu pe mine. Da? Veniți aici, pe canalul meu sau la orice canal. Și, de fapt, dați click pe clopoțelul ăsta și dați notificări de la micul gigant. Trimitem toate notificările pentru acest canal. Bifați asta și salvați. Poc! Și acum, de fiecare dată când uploadează youtuberul respectiv, vă brează telefonul ăsta, primiți e-mail sau cine știe ce. Da, ori vă brează telefonul că bă, a postat ăla la video, uitați sau pe e-mail. Când deschizi e-mailul, bă, vezi că a uploadat youtuberul respectiv. Da. Și după părerea mea, youtuber, v-am zis, în loc să recomande la ce ești tu abonat, ei recomandă tot felul de porcării, tot felul la care vor ei să te uiți tu ca persoană. Aici ar trebui să apară numai la ce sunt de abonat. Nu recomandat de ei de la YouTube. Asta mi se pare o mare, mare porcărie. Deci, da, cam atât am vrut să zic, YouTube-ul se îndreaptă spre ceva nasol, după părerea mea. Asta este doar părerea mea, dacă vreți să scrieți ceva comentarii, lăsați, spuneți-vă părerea voastră și, da, cam atât a fost, eu sper că v-a plăcut, spuneți-vă și voi părerea, nu mă interesează dacă am luat dislike-uri, că chiar nu văd de ce aș da dislike asta, pentru că n-am făcut nimic rău, doar v-am explicat cum să vedeți youtuberii respectivi, pur și simplu nu mai căutați aici sau aici, dați pur și simplu la abonamente și aici vedeți toate abonamentele voastre. Și cam atât a fost, eu sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne revedem data viitoare, pa, pa!